Oamenii își sărbătoresc cu mare fază ziua de 1 decembrie și noi avem o zi a unirii noastre, a Dobrogei. Această zi de 14 noiembrie 1878, când principele Carol a pășit pe teritoriul Dobrogei proaspăt, a lipită țării sale, numită pe atunci România. Eu le explic copiilor de obicei că România era destul de mică atunci, era ca un el întors, da? Dar această codiță de pește, cum o numim noi, sau acest buchețel de flori, i-a oferit o ieșire la mare. O ieșire la mare înseamnă un plămân pentru economia unei țări, ceea ce principele Carol deja anticipase. De aceea, în ciuda faptului că mulți încercau să spuneți pe Dobrogea că e un pământ sterb, nu este bun nici de agricultură, el a insistat și a reușit să obțină Dobrogea cu vărsare de sânge, într-adevăr, nu oricum. De aceea, în această zi, le pun și coroane în memoria eroilor noștri care și-au dat sângele pentru țara noastră, pentru independență, în primul rând, și apoi pentru mica provincie alipită din nou la țară. 14 noiembrie înseamnă pentru noi faptul că am devenit cu toții români și când spun cu toții, mă refer la toate minoritățile etnice care populau Dobrogea atunci. Erau foarte puțini români inițial. Erau mulți greci, turci, tătari, găgăuzi, ucraineni, ruși, ruteni, poveni și multe, multe alte neamuri stabilite pe aceste pământuri. De aceea, mesajul principelui Carol a fost pentru toate naționalitățile conlocuitoare din Dobrogea și modelul a continuat să existe și în zilele noastre. Suntem un model pentru Europa, suntem un model pentru întreaga lume, pentru această conviețuire pașnică, pentru acest melanj de obiceiuri și tradiții pe care le-am preluat și le ducem mai departe cu toții. Mulțumim și colegii dumneavoastră care a venit foarte frumos îmbrăcată în acest costum grecesc. Coletnii dobrogene, iar alături de mine se află organizatorii acestui eveniment, muzeografii Cerasela Dobinescu și Ioana Tompe. Și de asemenea, profesoara voastră. O să vedeți că acest model de conviețuire etnică, care există în Dobrogea de atâta timp, o să-l vedeți ilustrat aici în muzeu, unde avem obiecte de patrimoniu, evident, care aparțin patrimoniului cultural național și care reprezintă, practic, acest mozaic etnic al Dobrogei, obiecte, diferite genuri ale creației artistice populare, începând cu costumele. De fapt, o să vedeți, practic, Dobrogea așa cum era ea, reprezentată de portul popular tradițional din această zonă, apoi podoabe și alte diferite obiecte, începând cu obiecte de cult, obiecte de uz gospodăresc, de ceremonial, care au aparținut etniilor dobrogene și care, iată, și la noi în muzeu se concretizează în acest mozaic etnic, care reprezintă, practic, Dobrogea, esența Dobrogei, așa cum este ea de atâtea secole. În ciuda faptului că stăpânirea otomană a existat în Dobrogea timp de 4 secole și jumătate, o să vedem că viața aici a continuat și, mai mult decât atât, elementul românesc a existat întotdeauna, dar alături de el, așa cum am spus, celelalte etnii și-au desfășurat viața cotidiană și reprezintă și astăzi un model de conviețuire etnică și, mai mult decât atât, un model pentru celelalte zone ale țării, putem să spunem și așa. O să vă ascultăm prezentările voastre, iar apoi eu și colega mea o să vă invităm să mergeți pe rând prin muzeu, unde o să vă oferim explicații și o să vedeți la fața locului ceea ce înseamnă Dobrogea etnică.